De ce trebuie să, ca și mag, trebuie să ai cursuri de actorie? Neapărat, neapărat, neapărat. În rolul dușmanului, a energiei dușmanice, da? Intri și te comporți cel mai deștept posibil, ca să știi tu la rândul tău ce să faci. E fantastic, e ca în șah. Da? Când nu poți să adormi, în human mode, când nu poți să adormi, nu puteai să adormi, era, vai, dar ce să fac, să mă duc la doctor, să beau somnifere, să, domne, nu pot să adorm, da? În mag mode, bucură-te că nu poți să adormi, că, alo, e cineva acasă, bate la ușa ta, se despachetează un cadou, te despachetezi ca mag și nu ai stare, nu îți găsești liniștea, da? Bucură-te. Imediat e aha moment. Înțeles? Ok. Și a treia variantă, mi s-a arătat, mai total, a fost total. Tu ai suprapus lumea, da? Ai suprapus tot, 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 tot. Normal, ai suprapus tot, clar, de acolo totul și zboară. De acolo, da? Aripile care am zis eu, și când arunci pietricica pe apă, da? Face valuri într-o direcție și alta. Bun. Ai suprapus. Și acum, oricine, dar l-ai suprapus de mult, de ani de zile. Lumea știe, nu știe, nici nu contează, că nu e despre asta. Lumea care, lumea, energia. Știe sau nu știe? Ok. Ha! Înțelegi? Ai, totale. Ai suprapus și, să zicem, primești vești, da? Ți se arată în cărți, tarotul dinăuntru tău. Domnule, s-au dus la cimitir și s-au făcut, nu știu, cerele. S-au dus și au aprins focul și au dansat în jurul focului vreo 10 oameni. Ai, luptă cu tine energia 10 de oameni, luptă și nu știu ce, și aprind focul și îți fac tot felul de rele și buni. Ok. Și tu, suprapunând totul, nici nu ai zis, domnule, asta e, fac ei ce fac, eu văd ce fac eu și mergem mai departe. Și ce se întâmplă? Tu nu uita, tu ai suprapus tot în fața, atât, da? Tu, căsuța ta și tu ești cât, da? Doi pași la stânga, la dreapta, pas la stânga, un pas în stânga, în dreapta, explozie. Ești pe un teren minat. Bă. Tu doar atâta ți-ai făcut. Energetic, ți-ai proiectat. Atât, doar atât e. Și e suprapus pământul tot. Îți dai seama? Tot, 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 tot. Și la urmă ai rămas tu cu jumătatea ta și energetic, între voi doi se întâmplă ce se întâmplă, da? Puternic. Sau între tine și copilul tău, între tine și, da? Cine e acolo, cel mai aproape, în timpul ăsta? Azi. Ieri. E suprapus. Se zbenguie energiile, tot pământul era atâta, lume multă, cine ți-a vrut bine, cine ți-a vrut rău, energetic, vorbind încă o dată, energetic, dinăuntru tău se proiectează, vindecările, nevindecările, ce ți s-a vindecat, nu ți s-a vindecat în tine, ok. Și se proiectează, ok. Se proiectează un pământ mare, lume multă. Unul îți vrea rău, unul îți vrea bine. Unul îți vrea și bine și rău. Ok. Și ce se întâmplă? Ai suprapus. Și îți dai seama că focul ăla, care l-au aprins nu știu care, la cimitire, și ți-au făcut nu știu ce rele, și-au pornit și un foc, focul s-a suprapus.
Deci tu dimineața te-ai trezit și ai văzut un foc în care nici nu era ieri pornit. Ai văzut un foc în fața căsuței. Și cine e în casă? Sunt rudele tale. Cine a pornit focul? Înțelegi unde ești? Sau încă mai e. Și ai înțeles cine ce face, unde se zbenguie energiile. Și tu ziceai că nu, 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 e imposibil. Oamenii ăștia sunt sfinți. Bun. Mai departe. E simplu, e simplu. Învață să lucrezi cu energiile. E foarte frumos. Altceva. Să zicem, căsuța tată, da? Și vecinul care face focul. A pornit un foc mare, puternic, da? Și aruncă una alta în foc. Și mai e și fiul lui, sau fiica, sau vecina a aprins focul. Pentru cine cum rezonează, da? Și fiul lui alături. Și tu, da, portița era deschisă, ai intrat și tu și ești pe acolo. Mai arunci tu poate că ceva în foc. Nu uita, ai suprapus, da? Lumea care îți vrea bine, rău, gen face vrăji de la nu știu unde, da? Și tu vezi cum se întâmplă lucrurile. Deci eu sunt doi oameni. Fie o doamnă cu fiica sau e un domn cu fiul, da? Să zicem, vecinul cu fiul. A pornit focul. Și tu vezi, de fapt, ce s-a întâmplat. Omul, chiar dacă te vede pe lângă foc și e schimbare de timp, s-a oprit timpul, s-a zis cum vrei, s-a suprapus, tu nu ești acolo. Deci, ăștia, oamenii ăștia doi erau și mai mulți, să zicem, sau era numai unul. Tu vezi doi. Oamenii ăștia doi au pornit focul ăsta, da? Să-ți facă ție ce să-ți facă, nu știu, să-ți facă rău, să-ți fure ce bunăstarea sau să-ți facă nu știu, da? Și tu participi. Tu nu ești acolo cu ei, dar tu ți se arată divin faza și tu participi, ești acolo. Am înțeles. Ești ca și persoana a treia care era de față. Da? Dar în locul ei apari tu. Și omul făcând asta, la un moment dat, făcând împotriva ta, să zicem, una alta, la un moment dat vede fața ta și crede că, a, e de bine. Uite, încep să aiurez și să o văd pe aia umblând pe acolo. E de bine, mai iar o foc. Ori nu înțelege că tu ai suprapus, ai nihilat tot, ai adus la zero tot ce s-a întâmplat. Și omul face și în timpul ăsta se și dizolvă tot răul pornit în lume față de cineva. Adică ești bine dacă rezonează cu cineva că îi se face ceva, cumva, simte și așa, ai adus la zero de fiecare dată când ți se face, tu ai suprapus și vezi focul în fața casei, da? Ai văzut un pic acolo și, da? Experiență personală, colectivă. Tot una, două, vedeam câte un, da, o moviliță de scrum și zic, ce Dumnezeu, de unde? Da? Până a început să mi se arate, să aprindă, să ardă, să... Da? Foarte tare. Vezi? Ca și mag, ce faci? Minuni faci. Și e minunat, e minunat unde te baci, cum înțelegi lucrurile. Și nu e că, e, dar poate că nu știu. Nu. Aha, moment, dismiss. Acolo ai sărit, asta ai văzut. Asta a văzut lumea care a văzut, că a înțeles, că n-a înțeles, e partea a doua. Are de învățat, are prin ce să treacă. Da? E un fel de... Ăștia sunt studenții tăi. Da? Ajunge magul de tutimagi să aibă studenții lui care îi și asistă la tot felul de năzbâtii. Da? Apare așa un clip și mai face hello. Și omul crede, a, fac bine, fac bine. Înțelegi? Ăștia sunt studenții și îi vezi pe unde sunt. Și
Trăsnești cu... Aia era foarte tare și în relație și așa. Și că vine omul deschis, că vrea nu știu ce și nu înțelege de ce nu se întâmplă relația. Pentru că celălalt știe despre ce e vorba, da? Despre focul ăla, despre tot. Și îl așteaptă cu tigaia și o aruncă. Și că vino, vino, că îți dau o tigaie între ochi de nu te vezi. Despre asta e. E superb, e superb. Așa că cine face tot felul de năzbâtii și bravo lor, încearcă, da? Se așteaptă la o astfel, când auzi că deschizi pe YouTube și te uiți la, mai aruncă fetele în ghioc, mai în cărți, mai aprind o lumânare, mai se cliruie, mai se vine și auzi la un moment dat, bună ziua și tuturor care așa sunt și ascultă și oaspeților. Ei, oaspeții sunt genul ăsta de magi care apar pe nepusă masă, pe nepusă veste, da? Și mai fac de acolo. Hello! Și maestru, simte-l, da? Maestru, meșterul, meșterul Manole, meșterul vrăjitor, simte apariția cuiva de-o teapă sau mult mai puternic, mult, mult. Da. Bun. Acolo. Asta vreau să povestesc. Mulțumesc.